Am intrat și noi în GTA, suntem îmbrăcați de plajă, am zis că mergem la mare și ce să vezi, ninge, uitați-vă și voi, suntem aici alături de pisica. Bună. Alături de Remus. Salut. Și alături de Luca Covrigu. Salut. Păi și care-i faza, oameni buni, de ce ninge aici, a? Adică eu mă așteptam. S-a venit iarna. Oi, decembrie, bă, stai mă că astăzi vine Moș Crăciun. S-au venit deja. Da, vine moșul. Cu ce vine la mine moșul? Bă, ia stați așa. La voi a venit moșul? I-a scris în comentarii dacă la voi a venit. Vreau să știu neapărat dacă a ajuns moșul și aș vrea să vină și la mine. Știți ce-mi doresc eu foarte, foarte mult? Hai să vă arăt ce mi-a adus mie moșul. Ia să văd. Ia uite. Mașina asta! A fost cea mai cuminte. Deci, oameni buni, eu îmi doresc. Eu îmi doresc, fiți atenți, îmi doresc niște like-uri, ok? Deci okay. Eu îmi doresc să-mi aducă moșul abonat. Moșul abonat. Să-mi aducă câte un like fiecare. Ok? Deci fiecare. Okay. Deci fiți atenți, fiecare abonat este Moș Crăciun pentru mine. Ok? Bine. Și fiecare abonat apasă pe butonul de like. E ca și cum mi-ar fi dat aici un cadou pe videoclip, știi? Mamă. Deci hai da. Să vedem dacă reușim ca abonații să dea foarte, foarte multe like-uri și să vedem cât de multe like-uri se vor strânge. Bun, vă mulțumim foarte mult dacă ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like și s-au făcut multe update-uri în cele ce nu ne-am mai jucat. Deci uitați-vă și voi, dacă mergem aici la Legendary, uitați-vă câte mașini noi nouțe au fost adăugate. Da, deci mi se pare incredibil cât de multe update-uri s-au făcut și nu numai aici, și la Southern San Andreas dacă mergem. Deci uitați-vă cât de multe mașini sunt adăugate. O grămadă de mașini. Inclusiv Ford Mustang, care este exact ca în viața reală, nu-mi vine să cred că au reușit să-l bage. Și l-avem și pe Camaro, care chiar ca în viața reală este făcut pe GTA, deci nu-mi vine să cred că au reușit să-l bage. Și avem aici, uite, ăsta este Ford Mustang-ul, ia uite-l ce frumos este. Dar în episodul de astăzi, având în vedere că ninge și avem aici bradul de Crăciun, aș vrea să văd dacă ne întâlnim cu moșul. Vreți să mergem la el acasă, că știu unde stă. Da, știu unde stă, dar înainte să mergem la moș acasă, fiți atenți că trebuie să mergem să ne îmbrăcăm, pentru că eu sunt îmbrăcat de plajă și mi-e cam frig. Știi aici, ce zic? Aici, pe dreapta, e un magazin de haine. Nu, nu-mi place acolo. Eu merg la cele mai șmechere haine. Cu reduceri. Ei, fiți atenți că trebuie să ne îmbrăcăm de Crăciun. Nu așa oricum. Ne îmbrăcăm cu haine de Crăciun. Păi dacă tot e vorba că ninge, vine moșul și fiți atenți că știu unde stă moșul și mergem la el acasă. Că eu... Poți să mă îmbrac ca moșul? Îmbraci ca moșul dacă vrei. Poate, dar mașina asta în ultimul hal. Bă, nu știu, mașina mea văd că merge destul de bine. Nici nu știu ce mașină e asta, sincer vă zic. Habar n-am. Porsche. Asta e Porsche, nu seamănă deloc. Asta e, mai mult zici că e un kart sau ceva. Nici nu știu dacă se tunează mașina asta, sincer să fiu. Eu cred că se tunează bine mașina ta. Crezi? Da. Pare că e deja tunată din fabrică, nu știu de ce. Adică are și eleron, are și tot ce trebuie. Dar fiți atenți că noi vom parca aici și am. Vin și eu, dar mai greu un pic, că nu prea e stabilă mașina. Mașina mea chiar suce bine, n-am ce comenta. Ia uite-l pe Remus. Eu parchez așa. Bă, tu parchezi pe trotuar, vezi că sun la poliție să te ia. Ia uite, bă, parchează pe trotuar. Hai că mi-e frig. Stau un minut. Stai, ești pe avarii, nu sau cum ești? Da. E un pic pe avarii. Iarnă, adică nu știu de mă, deci stai, unde sunt alea speciale de Crăciun? Că trebuie să fie, ui, cred că festiv. Da, festiv. Da, la festiv. Dar nu numai festiv, știu că erau și care te îmbrăcai ca moș Crăciun, dar care erau alea? Santa costume, gata, am găsit. Dar astea parcă... La designer. Bă, astea sunt murdare. Bad Santa nu e murdar, dacă e să o luăm așa. Bă, dar ne trebuie masca de moș Crăciun. Eu vreau să fiu spiritușa moșului. Păi da, știi care e faza? Că ne trebuie... Ia stai, că eu m-am îmbrăcat ca moșu. Dar ne trebuie masca de moș. Masca de moș o găsim la plajă. Da. Păi fiți atenți că noi trebuie să fim îmbrăcați festiv ca să putem să mergem să ne întâlnim cu moșu, da? Ok. Dar înainte de toate astea, hai să mergem să ne turnăm rapid mașina. O mască mai frumoasă găsim la casino acolo, la magazinul de măști. Nu știu ce să zic. Hai, veniți după mine. Veniți după mine. Da. Hai să ne tunăm mașinile. Rapid, rapid de tot. Eu tunez de câți bani am. Bă, tunăm rapid, nu stăm foarte mult, sincer să fiu. Pentru că avem treabă, noi trebuie să mergem să ne întâlnim cu Moș Crăciun astăzi. Adică, da.
Și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l rapid, rapid de tot, să strângem acolo peste 7000 de like-uri, aș vrea la episodul de astăzi. Pentru episodul acesta special. 7000 de like-uri. Băi, nu știu care e faza cu mașina asta, vă zic foarte sincer, nu știu ce mașină trebuie să fie. O tunești de toți banii. Bă, vezi că se tunează, vezi că se tunează destul de bine. Eu am zis. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. O să fac asta să fie, uite așa. Rear bumper. Vezi că nu e rău, vezi că nu e rău. Doar că o să pun bumper de carbon. Uite că poți să-i pui și livorii, dar să văd dacă găsiți ceva. Engine. Motorul e în spate, eu acum am observat. Motorul e în spate la mașina asta. Deci practic ai putea spune că e supercar sau ceva. Dacă ai motor în spate. Da, frate, că e Porsche Dakar. Există așa ceva? Nici nu știu. Da. Ia stai că o să facem, cred că o facem așa. Nu știu, că pare mișto în două culori, dar pe de altă parte... Mama, mașina mea, i-am schimbat culorile, mamă. Cred că de carbon așa aș face-o, da. Bine, okay. Nu vreau să o las verde niciun caz, că nu prea îmi place culoarea asta. O să fie... Sau poate fac de Crăciun roșu cu verde, aș putea oare? Da, ar arăta bine. Stai să vedem, că am niște livery-uri și vreau să văd ce livery-uri am. Na, da, nu prea sunt impresionat de livery-uri, sincer să fiu. Ruf. Mamă, ce oglinzi ciudată. Se tunează mișto? Bine. Da. Păi stai, o să vedem imediat cum și-a tunat fiecare. Păi, acum am observat că stopul meu de pe spate face așa ca un flash. Mă, interesant. Face scurt, poate. Face scurt? Turbo? Da, s-a stricat, ce să zic. Mă, ăsta ar fi un Torino Red. Dar cum fac eu acum să fie... cu verde. Da, secondary color ce ar putea să fie? Off-road. Cred că off-road arată mai bine. Stai așa că nu ieșe. Ok, o să fie ciudată puțin combinația, cred că, dar nu-i nimic. Uite, vă stai. Încă n-am lime green. Vă vine să credeți că nu am lime green? Oh my gosh, cum de atâta timp. Joc de atâta timp și nu am lime green. Nu vine să cred așa ceva. Că aș vrea și eu un verde de ăsta aprins. Dar stai că am la cru, cred că. Da, am la cru un verde, fai de capul meu. Un verde de-ți sparge ochii. Așa, și cred că o să schimbăm ăsta ca să fie gen roșu-verde, ca... E perfect așa. Fiți atenți că îmi fac mașina de Crăciun, de Crăciun. Deci asta e... Și eu la fel. E 100% de Crăciun. Eu fac în stilul meu caracteristic. În stilul tău caracteristic? Da. Ok. Bun. Capăt așa, cred că așa mai degrabă. Mamă, ce arată mașinuța verzi. Mea, zici că e barcă cu roți. Okay. Ia uite și pe Remus. Bă, ne aș intrăm acum și în 2024 și le cu curuma, alo, 2018. Ce are, mă, frate? Păi el a zis că e bogat. Înainte să începem episodul, îmi povestea cum el are foarte mulți bani. Da. Se vede după mașină, da. Păi stai puțin, că ori ești bogat, ori nu ești. Că... Sunt bogat de mult. Cum? Ce înseamnă asta? Că nu înțeleg. Am avut o grămadă de bani mai de mult și încă am. Păi și de ce nu ți-ai cumpărat o mașină nouă dacă ești așa el bogat? M-am atașat emoțional, da? Că el de da? Merge blindat. Ok. Exact. Păi, și dacă te-ai atașat emoțional, de ce? Trebuia să-ți cumpere altă mașină, nu știu. Și să o lași în garaj. Mă, frate, la tine dacă dau cu bulgărele se sparge geamul, la mine nu se întâmplă nimic ce ai. Da. Ia uite, bănele, și-a scos la mașina. Asta nu te-ai gândit. Ia uitați-vă la mașina mea de Crăciun. Arată foarte bine. Bă, ce zici? Că mi-e place. Asta mai frumoasă n-aveau. Ce zici, Remus? Imediat ies și eu. Pe bune. Aveți zici că tu nu vorbi de mașina mea, ai auzit? Bu. Gata, ia. Ia uite-l, mă, ia. Gata, somn. Ia să vedem. Mamă, ce mișto e. Bă, ce-a pus Jordanul? Dar cum ți-ai pus Jordan pe... Geantele astea cu dolari. Du-te. Are cru Jordan, bă! Ce vorbești? Da? Nu cred așa ceva. Mamă, care mi-a dat pumn la ureche? Eu. Vino-ncoace. Bă, uite ce mișto e! Ați văzut? Ce? Se ridică pe două roți. Ia să văd. Mamă! Auto, bă! What? Bă, vezi că... Ia vreau... Fiți atenți! Deci, vreau să stau în fața mașinii și să vedem dacă se poate, gen, să treacă pe deasupra mea. Ia vezi.
Du-te mai spate. Stai. Apeși pe space și dai drumul la space. Ia să vedem. A decapotat. Mamă! Oh! LOL! Vreau și eu. Mamă, frate, cum e? Nebunie. Bă, hai să mergem la plajă, pentru că se face noapte după asta și noaptea okay. Trebuie să mergem la moșu acasă, știi? Bine. Deci haideți repede. Că vreau bă, să mergem dar la... tot alunecă mașina asta, că aș fi zis că nu alunecă. Bă, vezi că mașina mea chiar se descurcă bine rău de tot. Bă, da, chiar are o bandă care face flash așa ciudat, nu știu. Eu ți-am spus care e motivul. Nu cred că face scurt circuit acum. Ia foc! O, bune! Mi se strică mașina. Eu nu cred așa ceva. Bă, da, s-au făcut multe update-uri, sunt o grămadă de iconițe pe hartă pe care nu le-am văzut în viața mea. Nu știu ce se întâmplă cu jocul ăsta, dar s-au făcut foarte multe. Yo, uite bă, nu știe să conducă! Cine știe să conduce? Cum era? Da, așa era. Bă, ia du-te de aici. Cine știe să conduce? Remus nu prea știe să conduce. Din ce mi arată. Bă, da, stai așa, deci stați o secundă, să nu veniți tare că îl speriez pe ăla care vinde măști. Ah, da. Și nu mai avem de unde să cumpărăm. Bă, ce? Unde mergi așa tare? E mi-alunecă mașina. Vezi că eu nu merg tare. Bă, ăștia sunt în costum de baie iarnă. Oh my Uitați-vă god. Uitați-vă la ei. Ok, dacă asta nu e ciudat, nu știu ce mai e ciudat, dar mi se pare destul de ciudat, sincer. Bun, hai să vedem. Deci auzi, vreau... Dar noi nici măcar n-avem voie cu mașinile. Care erau, mă? Festive hats, gata, festive hats. Bă, băga pălării noi! Asta nu era înainte, fiți atenți, cu Ren. Ba da. Ba nu era asta cu Ren. Ba da. Cu Ren? Eu. A, ia uite-te, ia ieși din meniu. Asta, asta cu Ren, asta Ren nu era, asta nu era. Păi eu ce zic aici? Asta nu era da. Nici vorbă. Gata, bine, dar am zis că vreau să mă fac moș Crăciun, totuși, stați așa. Dar unde mi-e o mască cu moșul? A, păi astea sunt doar pălării, deci nu sunt, nu sunt masks. Sunt aici, lângă masca. A, da, bă, dar îmi dă jos căciula cu Ren. Păi nu te lasă să ai ambele. Nu, eu vreau moș Crăciun să fiu, gen. Păi și eu mă pun Crăciunița? Păi poți să te pui ce vrei tu, sau poți să nu te pui moș Crăciun neapărat. Gata. Mamă, mă pun un... Gata, mă, sunt moș Crăciun, vezi că vin și îți dau cadou. Ia zi, mă, ca cine merg? Cuptor. Ca cine merg? Ca cine merg? Unde ești? Ca cine mergi? Ia zi. Ca cine mergi? Ca el. Așa mergi tu pe stradă, în mod normal? Da. Nu știu. Așa merg. Da, deci ăla da, mersul așa lui. Așa pus un pui în cap. Hai. Așa e mersul meu, mă. Ăla-i mersul tău? Mă. Da. Ai mers, deci maker hai. Înseamnă că... Hai să mergem la moșu! Hai să mergem! Bă, deci faza e în felul următor. Ca să ajungem la moșu, fiți atenți da. Că e un piculeț mai îndepărtată treaba. Deci trebuie să veniți după mine, da? Hai! Să vă țineți după mine și faza e că trebuie să mergem doar dacă se întunecă. Dacă nu e întunecat, nu o să... Păi e ceasul 6:30. Păi hai, că deja... Hai deja se face noapte până atunci. Deja întârziem, haideți repede. Mamă! Ia uite, că repede, dar face accident. Bă, vezi că moșul nu face accident, el așa face noi el. Noi luăm pe trotuar. Așa că moșul... Uite, bă, cum se duce Luca cu mașina aia. Dar vezi că și mașina asta pe care o am eu e destul de vitezoman. Cred că asta e mai vitezomană decât ale voastre, sincer să fiu. Mi-a luat cea mai urâtă mașină din magazin, am mai dat un milion și ceva. Păi mă, știi care-i faza? Mașina... Din ea, să știi. Mașina ta e un fel de buggy, deci practic mașina ta e bună pe off-road, dacă e să fie. Păi e bună pe off-road, dar eu zic că nu se descurcă vrei să deloc. Vrei să te urci în mașina mea? Nu. Păi ca să bagi viteză mai mare. Bine, hai. Ca așa o să rămâi foarte în urmă, adică cu mașina asta rămâi foarte în urmă. Doamne, zici că e de jucărie. Păi zici că e de jucărie, dar să vezi ce viteză are. Hai să... Efectiv, n-au șanse să ne întreacă. Te prind eu cu curuma. N-ai șanse. Curuma nu-i vitezomană. Nu, n-ai șanse. Efectiv, e prea vitezomană mașina asta. Nu știu care e faza cu ea. Și cred că e electrică. Da, așa pare electrică. Mamă, dacă dar cum se aude motorul, e electrică. Se aude, zici că e periuță de dinți ceva, nu știu. Așa se aude, pe bune, dar... Da, bă... Se aude, dar viteza e viteză, știi ce zic? Adică da, nu... normal. Poate e prototip de la Tesla și nu știm noi. Da, e Tesla Model 1. Da. Ia uite cum arată. Bă, știi care e faza?
Zici că mașinile electrice astea nu s-aud bine și asta, dar uite că își face treaba, v-a cam depășit, nu știu ce să zic. Păi adică, da, nu credem, frate. N-aveți șanse. Păi mașina asta e manuală și nu știu pe manuală. Da, nu știe. Nu știe pe manuală. Asta e, vă, scuza. E la pedala, nu știe pe manuală, auzi ce zice. Ai înțeles? Ambreiajul este în mijloc. Bă, uite-te, uite-te unde sunt ei și unde suntem noi, ca idee, ca să înțelegi cam cât de viteză umană e mașina asta. Oh my god, cine ești? Luca și ultimul e Remus. Dacă Remus o ia cu curuma, că el are sentimente acolo, ce-i fac? Stai așa că tocmai am rămas fără o portieră. A mea. De bună ce. Ok, deci fiți atenți că am găsit aici ceva. O jucărie de asta. Jucărie. Și fiți atenți că aici se aud zurgălăi, deci cred că ia. Auziți? Da, chiar se aud. Deci cred că cred că ne apropiem. A, uite, 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 am găsit un indiciu, am găsit un indiciu, este un om de zăpadă. Oh, da. Trebuie, cred că trebuie distrus. Stai să-l distrugem. Pune cipatul. Stai că îi dau cu... Na, 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 îi dau cu ăsta, stai. Na, 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 na. Da, l-a distrus, l-a distrus. Bravo. Oh, oh. Păi așa se face cu curuma. Zurgălăi, bă, dar e un caud. Zurgălăi. E un caud zurgălăi aici. Remus, ieși din mașină. Ok, deci avem ceva indiciu că ar fi prin zonă. Eu nu știm exact unde. Ce face? Poate să intre în curuma. Doamne. Doamne. Haideți, haideți să mergem că nu l-am găsit încă. Zurgălăi. Ia uite, bă, ce face. Ia uite, bă, merge pe două roți. Oh my. Bă. Păi unde ai învățat, mă, să mergi așa? Doamne, ferească, mă. Ia uite, bă, m-ai dat în șanț. Scoate-mă din șanț, hai. Hai. Doamne, a intrat și el în șanț. Da, mă, frate, că te scot. Uite, dai. Hai, cam înțeles. Hai, cam înțeles. Hai că da. Doamne, ok, deci vedeți că noi suntem în apropierea casei moșului, dar nu știu exact unde e. Bă, alo. Uite aici, cred. Oare? Ia stai. Ascultați după zurgălăi, ascultați după zurgălăi să vedem dacă e. Ia. Auziți ceva? Bă, ăla e moșul. Ok, nu seamănă. Care mă e dezbrăcat? Bă, e moșul, e cine fără costum. Ăsta? Bă, ăsta, bă, chiar e, doamne, ferești. E fără costum, în timpul lui liber. Păi da, dar e iarnă. E iarnă, nu știu cum să zic. Stai că mai sunt case pe aici. Măcar nu e în halat. Da. Da. Luca Covrigu era cam în halat, așa, nu știu ce să zic. Le zic că am luat să filmăm, era din duș l-am luat. O, mamă. Ia uite, mă, nene. Average Mustang driver. Prin orașul ăsta ar trebui să fie pe aici. Bă, foarte mulți turiști, mă rog. El zice de Mustang driver, dar el conduce, uite-te cum conduce el. Cum, frate, legal? Da, frate, că a călcat trei oameni. Da, complet legal, complet normal. Ce vorbești? Ia uite-l, voi nu știe prioritatea de dreapta. Hai să vedem dacă dăm de moșu pe aici. Băi, ia stați așa, hai să mergem pe aeroport. Că aeroportul chiar aici lângă. Sigur că trebuie să aterizeze. Că să vedem dacă aterizează cu Sania, gen. Când îți dau flash-uri. Da, chiar se vede, lol. Da. Păi hai mai repede. Uite, conduce agresiv. Bă, conduce agresiv aici, ai grijă. Că te raportezi aici, te filmezi pe cameră. Da. Te filmezi pe cameră direct amendă de... Nu știu cât e amendă. Bă, mi-a venit acum o idee. Moșul e la pușcărie. De asta n-a venit să ne aducă cadouri. Bă, ia trebuie să scăpăm, bă, pe moșul de la pușcărie, că ok, deci fiți atenți, misiunea imposibilă, trebuie să intrăm în pușcărie să-l căutăm, să-l scoatem din pușcărie, că săracul l-a băgat la pușcărie. Eu cred că nu-l găsim. Crezi tu? Da. Fiți atenți, misiunea este posibilă chiar în acest moment. Ia. Veniți după mine că luăm elicopterul. Nu, frână. Nu luăm avionul, nu luăm avionul. Putem să intrăm cu mașinile. Lasă că avem misiune specială. Bine. Misiune specială. Haideți. Ia uite, Luca Covrigu. Haide, mă, caracterul câte. Misiune imposibilă. Misiune... Haide la moșu în brațe. Misiune imposibilă. Hai. Sau posibilă? Scrieți în comentarii. Trebuie. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Auzi, am impresia că moșul e Max, dar nu știu de ce. Pă bune zici. Dacă are mască de moșu, se dă moșu. Pă bune zici. Da. Nu știu ce să zic.
Păi îți dai seama că dacă ne aduce cadouri direct, luăm la bulgărit. Hai să-l căutăm, hai să-l căutăm pe moșu, sigur e pe aici. Hai. Hai, frate. Stați așa. Da. Stați așa, că intrăm. Ia. Bă, dar avem stele de poliție? Încă nu, că n-am aterizat încă. Nu am văzut. Bă, parcă văd la geam acolo. Zici? Da, celulă. Păi mă, frate, și cum îl scot de acolo? Pe bune acum. Gata. Ok, vezi că aterizez. Ia uite, bă, nu așteaptă să vă opresc. Scoate-ți armele! Rapid, rapid de tot, hai să-l căutăm. Hai pe aici, pe scări, hai pe scări, hai pe scări, hai pe scări. Hai, să-l scoatem pe moșul, rapid. Să nu trageți lângă, să nu trageți când suntem unul lângă altul, că ne dăm pumn și ne omorâm, gen. Ca așa e în jocul ăsta, dacă dai reload când ești lângă cineva. Ia că vine poliția, ai grijă! Aveți grijă! Scoate-l, Moș Crăciun, este aici! Du-te, bă, gardianule, de aici! Ia. Ia. Mamă. Ia uite-o ce armă din viitor are. Da, pe la moș, okay. De la moș, da, trecut. De la moș, ai primit-o de la moș. Da, anul trecut. Boom! Salut! Ia să vedem. Du-te! Boom! Salut! Bă, știi care-i faza? Că mă omoră ăștia și n-am armură. Ia stai să văd dacă... Health and ammo, body armor. Bă, da, am armură. Am multă armură. Super heavy? Gata. Mi-am pus armură. Chiar aveam destul de multă. Dați în elicopterele astea că le dau... Ia mă, du-te de aici. Eu am de-aia care le dă one shot. Dați armură, dați armură. Dați pe M, health and ammo și vezi dacă ai armură cumpărată. Am, sunt toate, te zici. Bravo. Stai că trebuie să mai pun și eu, că mi-a dat armura jos dintr-o secundă. Ia, că am un pistol și le închid motorul la ăștia. LOL? Haideți să coborâm de pe clădire, că sunt foarte, foarte mulți. Ia, haideți. Plecăm. Ok, este timpul să plecăm, nu cred că l-am găsit pe moș. Nu e aici. Data viitoare, la anul. La anul? Gata. Bă, la și cadoul meu, cum îl mai iau? Ha? Bă, știu. Mai iei? Bă, întrebarea e unde e elicopterul, ne-au luat ăștia elicopterul? Cred că a dispărut. Eu sper că nu. Deși nu-l mai văd. Ei, a dispărut, ne-au confiscat. Bă, da, aici. Aici? Nu te urca în el, așteaptă-ne. Vă aștept. Bă, nici nu știm pe unde să venim, frate. Eu știu. Hai că încerc să cobor fără să mor. Cobor pe aici, Remus. Health and ammo, body armor. Gat, body armor, bun. Hai, intrați. Efectiv, mai am foarte puțin la viață. Da, intră și... Hai să plecăm. Ce, sunteți toți? Suntem da. Bă, mă, dă jos din elicopter, ce face? Cine e ăsta? Ăsta-i moșul, uite-l! Oh my god, moșul! What? E moș... What? Mi-a dat cadou! What? Wow! Mi-a dat cadou! L-ați văzut? Chiar l-am găsit! Da! God, l-am văzut, da! Mă, dă duse jos din elicopter și zic, bă, cine e ăsta? Haideți! Chiar l-am găsit pe bune! Dar voi știți că avea față? M-a omorât! N-are nimic, că ne-a dat afară! Mi-a omorât și motorul la avion! Bă, dar voi știți că gen era... cum îi zice, arăta, avea fața ca și cum ar fi fost de Yeti sau ceva. Da. Eu nu l-am văzut la față, văzut că era costumație. Sau, era Grinch și l-am auzit cum râdea gen, făcea așa făcea. Bă, bune zic, să, deci să vă uitați. Aici, deasupra, la hartă, că te-a vizitat Grinch. Unde mi-arată? Îți arăta, nu mai arată acum. Bă, bune? Dacă dau pe video înapoi, o să vadă. What? Cât de tare! Deci chiar l-am găsit. Foarte, foarte șmecher. Ăsta a fost... Era la pușcărie. Da, chiar era la pușcărie. Ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!